m-am gândit mult la ce și despre ce să zic azi. Totul e clar. Parcă S21 Ultra, cel mai de top Samsung astăzi, tot ce-ți trece acum prin cap, S21 Ultra e bun pentru asta. Dar Samsung nu e Samsung dacă nu fac ceva ce înțeleg numai ei. Așa că astăzi, despre ce știe să facă camera de 108 megapixeli, despre ce nu au optimizat până la urmă și S Pen, la ce bun el aici. Ultimele luni tot zic, azi despre design nu este atât de interesant de vorbit, pentru că totul este clar de la sine. Sticlă, metal, tu vezi cum el arată. Și da, eu în continuare cred asta, în special în gama de buget, dar toată, absolut toată atenția anul ăsta este anume la design. Ultra chiar arată bine. Îmi plac dimensiunile lui, îmi place cum e asamblat, îmi place spatele stamat, chiar și setup-ul ăsta de camere îmi place destul de tare. Dacă ar fi chiar un întreg, chiar și metalic, ar fi sexy de tot. Dar ei au avut un scop anul ăsta. Toți să recunoască că ăsta este noul Samsung. Toți îl recunosc. Marginile nu mai sunt atât de rotunjite, de asta el pare și mai gros, dar asta totodată îl face și mai comod în utilizarea clasică. În jocuri însă apăsările întâmplătoare totuși au mai rămas și, sincer, destul de mult. Singurul neajuns e un necos de... Hai așa, fără husă este foarte greu să-l utilizezi. Tu încerci să ajungi la partea de sus a ecranului și el deja alunecă din mână. Tehnic ai același display de pe Ultra de anul trecut. Singurul parametru îmbunătățit este luminozitatea maximă, de la 1400 la 1500 nit. Dar fii de acord, sunt doar cifre, tu îl percepi în continuare la fel. Nou și neclar pentru mine este S Pen 1. Da, S Pen-urile de pe Note, indiferent care ar fi el și ce generație ar fi el, chiar și cel de pe tablete, merge și este compatibil și cu telefonul ăsta. 2. Evident, Samsung a propus și două S Pen-uri noi, unul pasiv fără baterie și unul varianta Pro, dar care apare în vânzare ceva mai târziu. 3. Funcționalul S Pen-urilor este identic cu cel de pe Note. Și 4. Asta e tot ce trebuie tu să știi, pentru că ceva în plus sau mai puțin decât știe să facă același Note, tu aici nu găsești. Și anume, asta este neclar pentru mine, pentru că ce să fac cu S Pen pe S21 Ultra. Eu știu și în general eu apreciez ideea că S21 Ultra este compatibil cu S Pen și, în cel mai important, nu este limitat în nimic. De ce aș alege S21 Ultra atât timp cât am Note 20 Ultra cu aceiași parametri, ba chiar uneori mai accesibil? Eu nu știu, pentru că acel are spațiu de depozitare a S Pen-ului, ăsta nu are. Pentru asta tu ai nevoie de o husă separată și S Pen-ul deja acolo se depozitează. Probabil ăsta este cel mai neclar moment pentru mine. Indiferent de ce spune lumea, dar Samsung continuă să echipeze seria S cu procesoare Exynos. De data aceasta este Exynos 2100, în pereche cu 12 sau 16 GB memorie operativă și tipul memoriei UFS 3.1. Ce din tot asta trebuie să-ți atragă atenția? Nimic. Absolut nimic. Samsung continuă să ne asigure că anul ăsta diferența între Snapdragon și Exynos practic că nu este, sunt două procesoare total identice. Ok, eu cred, eu diferențele nu le caut atât timp cât ce oferă telefonul ăsta este peste nevoile mele. Singurul moment care m-a deranjat anul trecut era supraîncălzirea. El destul de repede se încălzea și da, asta nu afecta absolut nimic din punct de vedere performanță, dar devenea neplăcut să-l utilizezi. Supraîncălzirea am vrut să dispară și evident nimic nu s-a schimbat. El în continuare se încălzește destul de tare. Iată 3 minute eu am testat telefonul ăsta în așa poziție. Eu treceam de la zoom 3X, 10X și așa mai departe. Partea aceasta telefonului s-a încălzit atât de tare după 3 minute că eu elementar nu mai puteam ține mâna așa. Am fost nevoit să-l țin doar cu o mână. Repet, nimic nu este influențat tehnic, el funcționează în continuare așa cum a funcționat și până, doar că devine un pic incomod să-l utilizezi. În rest, că e Exynos, că e Snapdragon, pe mine nu mă interesează absolut deloc, atât timp cât tot de ce am nevoie de la el, eu primesc de la maxim, ba chiar
cu mult peste ce am nevoie eu. Autonomie. Iată, de aici am vrut ceva mai mult, luând în calcul că tu vei utiliza nu doar în scopuri clasice, dar și în careva scopuri profesionale. Tu ai deja S Pen, tu ai camera de 108 megapixeli care știe să facă destul de multe și o face foarte bine, dar ea a rămas la același nivel, 5000 de mAh. Două zile tu din el nu scoți, mai ales, cum spuneam mai devreme, în utilizarea Pro cu S Pen, cameră și așa mai departe. 6-8 ore, cam aceasta ar fi cifra medie. Da, e o cifră clasică, recunosc asta, dar un lucru este cert. Eu nu știu alt smartphone care poate să-ți ofere aceeași autonomie la aceeași performanță. Da, sunt altele care oferă mai mult, dar nici în jumătate performanța de aici. Da, nu este autonomie record, dar totodată este una dintre cele mai bune. În 2021 toți, adică Samsung, susține că Ultra este dotat cu cel mai bun setup de camere. E așa sau nu? În unul din următoarele episoade testeam asta. De la tine am nevoie doar de modelele pe care să le includ în test, în afară de 12 Pro Max. Nu să mi le aduci, dar să mi le scrii în comentarii. Eu cât pregăteam scenariul pentru acest episod, aveam text scris numai pentru cameră, ce senzor e, ce parametri tehnici are și așa mai departe, de peste 20 de minute. Așa că eu am luat un S21 Plus cu doar 12 megapixeli și m-am concentrat pe doar două lucruri. Diferența dintre 108 și 12 megapixeli și 2, regimul Pro îl lăsăm deoparte pentru profesioniști, ne concentrăm pe scenariile de utilizare a celor simple. Senzorul de bază. Detalii mai multe pe Ultra eu nu am văzut. În regim automat tu nu primești cu mult mai multe detalii. În regim Pro, evident, lucrurile stau diferit. Dar, în condiții similare, Ultra captează mai multă lumină, iar senzorul de bază pe S21 Plus, adică unghiul lui, este mai mare. Iată, atrage atenția aici, ai mai multe informații. Senzorul ultra larg e același, important. Stabilizare optică tu aici nu ai, toți restul 3 senzori au stabilizare optică, dar detalii, culori, contraste și mai departe, toate aici sunt la fel. Zoom-ul. Apropo, un moment destul de interesant pentru mine, 3x ai pe S21 Plus, 10x pe S21 Ultra, evident, în ambele cazuri optic, aici ai chiar 2 senzori telefoto, unul 3x și unul 10x. De ce și pentru ce, îți explic în următorul episod în care vom face testul anume a camerei. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult este că acești 10x sunt utilizabili, nu știu cum altfel să-i zic, adică tu, indiferent de cunoștințele tale în foto și ce știi tu să faci, tu nu ai nevoie de nimic în plus, de un trepied, de condiții careva anume, pentru că el destul de bine se focusează, destul de bine cadrează imaginea, destul de bine setează culorile, tu nu trebuie să faci nimic, iar rezultatul este destul de bun. Chiar aș spune că foarte bun. Și ne-a mai rămas partea video. Pentru cei profesioniști, da, știe 8K, știe 4K cu 60 de cadre pe secundă, eu l-am setat la Full HD cu 60 de cadre pe secundă, pentru că acestea sunt setările pe care el le propune în regim automat. Îmi place stabilizarea, îmi plac detaliile, îmi place chiar cum lumina a setat-o, dar în mare parte totul este la fel, nu am văzut nimic mai bun pe Ultra. Imediat ce treci la cel cu unghi ultra larg, repet, stabilizarea optică noi aici nu avem, pe Ultra eu nu am văzut nimic în plus, cel puțin stabilizarea pentru S21 Plus a rămas aceeași, dar parcă a scăzut numărul de cadre pe secundă, iată atrage atenția anume aici. Eu mai am încă multe de testat aici, în special partea foto și chiar în comparație cu alți producători, dar la ziua de astăzi, tehnic, poți zice că ai cel mai bun Android lansat acum sau unul din cele mai bune, să nu generalizăm acum, îmi place foarte mult dispozitivul ăsta ca un întreg. Destul de comod, destul de bine asamblat și chiar arată bine, îmi place partea foto, îmi place totul la nivel de soft. Ca preț, eu aș lua în calcul foarte serios Note 20 Ultra. Ai exact aceiași parametri, nu mă refer la cei de pe cifre, mă refer la ce primești tu într-un final, doar în alt design, dar evident mai ieftin. Next Level You. Enter.